Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Dacă veți avea puțină răbdare în emisiunea noastră de astăzi, vă veți întâlni cu o parte din candidații la primăria municipiului Rădăuți în diverse ipostaze, dar până una alta, fosta companie de pompieri Rădăuți a devenit detașament pentru situații de urgență și are un nou comandant cu care o să facem cunoștință în rubrica Interviu. Bine ați venit în unitatea pe care o comand. Sunt locotenent colonel Popovici Sorin, absolvent al școlii militare de ofițeri activi promoție 1990, licențiat în drept juridic, am absolvit Academia Alexandru Ioan Cuza în 1994, cursuri postuniversitare în management, resurse umane, tehnologia informațiilor. În urma concursului care a avut loc în data de 4 februarie anul curent, am promovat în funcția de comandant de detașament al detașamentului Rădăuți. Cum credeți că s-a modificat structura pompierilor de la fosta companie de pompieri care era la Rădăuți, cu militari în termen angajați, până la serviciu de astăzi, care are în componență un echipaj smurd și militari care sunt angajați și profesioniști? Cred că mai întâi ar trebui să vă explic, să vă dau câteva informații legate de organizarea detașamentului Rădăuți. Detașamentul Rădăuți are în compunere trei gărzi de intervenție: Garda de Intervenție Rădăuți, Garda de Intervenție Siret și Garda de Intervenție Vicovul de Sus. Vicovul de Sus este o subunitate nou înființată în data de 1 noiembrie 2007. În cadrul gărzilor de intervenție, la Rădăuți avem organizat și un serviciu smurt, cel care răspunde de intervenții majore pe linie de urgență medicală. La Siret avem de asemenea un serviciu SIAMUT, care de asemenea răspunde de urgențe majore, însă cu personal mai redus. Sunt personal profesional mulțumit de trecerea la profesionalizare care s-a realizat în cadrul detașamentului. Spun asta și întăresc cu ideea că de la un număr de 40-50 de militari pe care îi aveam în trecut, care veneau în fiecare an, eram nevoiți să începem cu ei antrenament, pregătire, și exact în momentul în care ar fi ajuns la o profesionalizare sau la o îndeplinire a atribuțiilor cât mai profesionist, atunci aceștia treceau în rezervă. Prin noile angajări, prin noua structură care s-a creat, îndeoseb după 1 ianuarie 2008, în momentul de față avem personal, zic eu, suficient pentru a răspunde tuturor gamelor de intervenții situației de urgență. Gama situațiilor de urgență la care intervin pompierii militari s-a diversificat. Ca o idee informativă, în 2007 față de 2006, detașamentul de pompieri Rădăuți a avut o creștere de 100% a numărului de intervenții. În prezent am fost solicitați, sau putem contabiliza, am fost solicitați la fel de situație, printre care incendii, explozii, salvări de animale, defrișări de arbori, salvarea unor animale căzute în puțuri, în fântâni, în canale, și, bineînțeles, aș putea continua gama de intervenții. Ce s-a întâmplat în domeniul tehnicii? În domeniul tehnicii, deci spre mulțumirea noastră al cadrelor vechi care am putut urmări evoluția, pot spune că am fost dotați cu bărci, cu motor, am fost dotați cu motoferăstraie electrice, mecanice, am fost dotați cu accesorii, utilaje, cu motopompe pentru intervenții, pentru realizarea alimentărilor mai ușoare în zonele de munte, în zonele rurale unde nu aveam rețele de hidranți. Cred că în continuare avem promisiuni și cred că în continuare rămâne o problemă pentru noi tehnica de luptă efectivă, deci mașinele de intervenție, care au în momentul de față un grad de uzură mai accentuat. Avem însă personal
care, din punct de vedere al mecanicii, a fost angajat și reușim să remediem în timp util micile defecțiuni care apar. Însă, din păcate, dacă avem probleme mai deosebite la motoare, la cutiile de viteză, necesită un timp mai îndelungat de punere în intervenții. Avem însă promisiuni de la Comanda Inspectoratului că în acest an detașamentul Rădăuț va primi autospeciale noi, va primi o ambulanță care va fi în dotarea detașamentului și cu siguranță în programul care știu că este prevăzut vom primi noi dotări de autospeciale. Câți oameni aveți la ora actuală în subordine, incluzându-i și pe cei de la Siamud sau Smurt? Deci în jur, mai exact 204 oameni, personal pompieri și cei din serviciul Siamud care lucrează în serviciu de ture, luăm în calcul în jur de 20 de persoane la Rădăuț și 12 persoane la Siret. Deci putem face un calcul în jur de 245-250 de oameni. Cum se face că printre angajații de la pompieri există femei? În urma concursului care a avut loc anul trecut, întrucât probele fizice au putut fi îndeplinite, baremele probelor fizice au putut fi îndeplinite și de fete care au încercat să treacă examene la școli cu profil fizic, la facultăți de educație fizică, îndeplinirea baremelor a fost mai ușor și pentru acestea. În momentul de față, detașamentul Rădăuț, la Garda Rădăuț și la Garda Siret, are angajat un servant fată care, spre surprinderea noastră, s-a integrat deosebit chiar în colectiv și reușește cu brio să îndeplinească ceea ce îi se cere. Până va termina tutela profesională, cu siguranță nu va fi, cum spunem noi pompierii, șef de țeavă în linia întâi, dar vă pot spune cu prisosință, sunt capabile să îndeplinească aceeași funcție de servant ca și ceilalți militari. Să continui întrebarea pe care mi-ați pus-o, am ajuns la concluzia că fetele sunt mai serioase, au învățat, cred că, mult mai bine, pentru că știu că pe tabelul care s-a afișat la inspectorat, fetele, dacă la proba fizică nu au concurat chiar întru totul cu cei de pe listă, cei din tâi de pe listă, însă la proba teoretică au fost primele. Deci pot concluziona... Și în teren se descurcă fetele în teren, la un incendiu, la o descarcerare? V-am spus că în momentul de față, deci fata, sergentul major Vizitiu pe care o am la Siret, a solicitat chiar să fie trecută pe autospeciala de descarcerare spre surprinderea tuturor, cea care este sergentul major Pomohaci care se află la Rădăuți, este repartizată ca servant pe autospecială, însă nu pe primele două autospeciale în care avem în momentul de față încadrat personal cu cel puțin un an și trei luni vechime. În ritmul în care se pregătește, cu siguranță va fi trecută pe primele autospeciale care se deplasează la intervenții. A participat la aplicații, a participat la exerciții tactice descompuse, participă la lucru la cald în beciurile de antrenament unde lucrăm cu fum, gaze toxice și vă pot spune că se descurcă chiar foarte bine. Cum este să fii femeie între pompieri? Păi, de moment ce am ales, cred că m-am gândit la momentele de mai grele, mai ușoare. Ți se pare greu? Deci sunt și momente mai grele. Ai și satisfacție, pe de o parte. Colegii te ajută, te deci respectă? Sunt foarte, niște băieți foarte. M-am integrat foarte bine și mă simt foarte bine în colectivul în care sunt. Nu glumesc? Fac glume pe seama ta? Nu, cu simțul măsurii, să spunem. Da? Totodată mai, un pic cu, mai mult. Cu programul? Dar... Faci față programului de antrenament, de exerciții? Da, deci până momentul de față nu am nimic de reproșat. Sunt și momente mai grele, cum am spus. Nu este ușor pentru femei. De la începutul anului și până în prezent am fost alertați la un număr de 63 de intervenții. Legat de intervenții mai deosebite, să le iau cronologic, am avut locuințe la grupuri de case, la Frătăuți, la care am participat, la Straja,
chiar săptămâna trecută, la Sarex, în această săptămână, a crescut numărul incendiilor la locuințe datorate coșurilor de fum, la care am fost solicitați în jur de 23 de intervenții. Am avut intervenții mai deosebite sub aspectul că a fost în premieră salvarea unui cal căzut într-un șanț. Am fost solicitați pentru a scoate, cel puțin așa a sunat anunțul de incendiu, să scoatem o vidră dintr-un apartament la Siret. Bineînțeles, au fost anunțuri legate de a salva o pisică dintr-un copac, de asemenea la Siret. Legat de intervenții mai deosebite și care ne-au pus probleme, pot spune așa, datorită distanțelor mari, spre deosebire de celălalt an, încă nu am avut. Sperăm nici să nu avem. V-aș ruga să vorbiți puțin despre incendiul de la Sarex din această săptămână, pentru că este un caz mai cunoscut rădăuțenilor. În această săptămână am fost solicitați să intervenim la o secție dezafectată, deci fosta secție de pulverizare LAC din cadrul întreprinderii Sarex, aflată în dezafectare, unde a izbucnit un incendiu. Personalul de serviciu, deplasându-se la locul intervenției, a găsit în flăcări secția de care vă spuneam, pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, cu posibilități de propagare la vecinătăți. Faptul că în interior ușile metalice erau închise, am avut posibilitatea să intervenim în fază inițială și cu cele două autospeciale să localizăm intervenția. Șeful gărzii de intervenție a solicitat, pentru a fi sigur că nu va scăpa situația de sub control, autospeciale și de la Siret și de la Vicov. În scurt timp, în jur de jumătate de oră, am stăpânit situația în ideea că am reușit să deschidem, să ventilăm întreaga secție și totodată să înlăturăm stelajele de lemn și grătarele de lemn care ardeau în interior. Nu sunt pagube deosebite, întrucât în interior nu se aflau utilaje, nu se aflau lucruri care să fie de valoare în condițiile în care au ars, mai puțin de stelajele de care vă spuneam. S-au degradat pereții datorită temperaturii emanate în interior, dar totodată, fiind o secție propusă pentru dezafectare, deci incendiul a fost cu pagube limitate. Bineînțeles, cantitatea mare de fum care s-a degajat de la depunerile de lac care ardeau în interior a creat oarecum un pic de panică în jur, faptul pentru care de la început am solicitat prezența și al colegilor de la jandarmi, bineînțeles poliția, care întotdeauna este alături de noi și ne sprijină. Bun găsit, stimați telespectatori, emisiunea noastră Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Invitat în studio. Se află în studioul televiziunii noastre domnul inginer Dorel Petru Crăciun. Bine ați venit în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Mulțumesc pentru invitație. Domnule deputat, domnule inginer, care ar fi formula cu care ar trebui să mă adresez? Sau, pentru cei care încă nu știu, domnule viitor primar? Mi-am exprimat voința de a candida pentru funcția de primar al municipiului Rădăuț. Deocamdată sunt Dorel Petru Crăciun, cetățean al municipiului Rădăuți, născut în Rădăuți, trăit în Rădăuți, cunoscător al problemelor oamenilor din municipiul Rădăuți. Ați intrat deja în platformă sau în oferta pentru rădăuțeni în cazul că vor decide să vă aleagă? Am și cunoștințele necesare și exercițiu. Am fost parlamentar în mandatul 2000-2004, deputat în Parlamentul României. Cunosc foarte bine atât mecanismul administrativ, legislativ și problematica în general a Rădăuțului și a zonei Rădăuțului. Sunt rădăuțean. Este asta o calitate? Este. Pentru că trebuie să cunoști foarte bine Rădăuțul de astăzi ca să ai pretenții de a candida la funcția de primar. Ceilalți candidați n-ar fi rădăuțeni? Nu este problema mea.
Intrați deja în concurență cu primarul Mihai Frunză și cu deputatul Aurel Olărean, care, de altfel, și-au exprimat și domniile lor dorința de a ascede la fotoliul de primar. Cum va fi lupta? Cum o vedeți? Diferența între noi este că eu vin cu o ofertă personală. Candidez independent. Nu am nicio problemă la ora asta vis-a-vis de un partid politic. Consider că 2008 este anul independenților, anul în care oamenii trebuie să-și aleagă într-adevăr liderul și nu pe culori politice, nici pe portocaliu, nici pe roșu, nici pe verde. Oferta mea... Încercați să speculați faptul că s-a cam săturat sau s-a cam saturat electoratul de politicie și de vorbele politice, de ofertele și promisiunile politice? Eu am luat opțiunea asta anul trecut, când m-am retras din funcțiile pe care le dețineam în Partidul Social Democrat. V-ați retras sau ați fost demis? Nu, m-am retras. Sigur. V-ați retras. Am fost 9 ani președintele organizației locale și consider că a fost un timp suficient. Se mai satură lumea și de timp. Trebuie să ai și decența lucrurilor și a faptelor. Ați ales să deveniți independent. Ce ar spune PSD-ul acum, prin vocea liderului Gavril Mârza? Dorel Crăciun candidează independent. După ce l-am trimis în Parlamentul României, a stat și a învățat acolo să spună... În primul rând trebuie să vă corectez. Nu m-a trimis domnul Mârza în Parlamentul României. În Parlamentul României m-au trimis cei care m-au votat din Rădăuț și din zona Rădăuțului. Și consider că în perioada de 2000-2004 am făcut suficiente lucruri pentru rădăuțeni. Aș fi poate gratulat cu lipsă de modestie, dar în ceea ce privește calitatea de deputat, consider că mi-am făcut datoria și în sprijinul local. E adevărată bârfa care spune că nu v-ați avut niciodată pe bune cu Gavril Mârza? N-am avut perioade în care am fost chiar apropiați. Dar sunt de domeniul trecutului. Mai greu. Eu sunt de Rădăuț. I-ați dezamăgit pe cei din PSD? Niciun problem. Nu. Eu am lucrat foarte bine pentru ei. Ce înseamnă? Rezultatele care au fost în campaniile care le-am condus în 96, în 2000, în 2004, au fost pe măsură. În afară de politică, v-ați ocupat și de afaceri. Ca om de afaceri, ați lucrat în domeniul forestier. Venirea unui investitor puternic la Rădăuț este un pericol pentru firma dumneavoastră și atunci ați decis să atacați sectorul politic mai cu înverșunare? Da, întrebarea e puțin malițioasă. Deci, se poate verifica ușor firmele forestiene, firmele în care sunt acționari, funcționează foarte bine. Prezența investitorilor străini este benefică pentru zonă. Astăzi nu ne aflăm într-un sistem concurențial dur, întrucât o parte din tehnologia care este la Dornești nu este în funcțiune. Dar prezența firmei Eiger, cel puțin care funcționează astăzi, este benefică atât pentru locuitori, cât și pentru cei care lucrează în domeniul lemnului, pentru că pot valorifica resursele, altfel nevalorificabile, rămase în urma opririi activității la Ambroiesa Suceava. Când v-ați dat demisia din PSD, ca să ne întoarcem ușor la politică? Luni seara. Deci, relativ recent. Da. Păi era normal, pentru că era o ședință de Consiliu. Și această demisie a fost, are legătură cu candidatura dumneavoastră? Normal. Întrucât am opțiunea, am luat hotărârea să candidez independent, nu pot să fac parte dintr-un partid politic. Nu mi se pare normal să fiu și independent și membru unui partid. Colegii, foștii dumneavoastră, colegi de partid, vă vor vota, credeți? Pentru din că discuțiile pe care... PSD-ul are foarte mulți membri. PSD-ul are foarte mulți membri, majoritatea membrilor din PSD Rădăuț au fost cooptați în echipa PSD de către mine, pentru că eu lucrez în PSD din 96. Din discuțiile pe care le-am avut cu o parte dintre ei, agrează candidatura mea la funcție de primar. Deci sperați într-un vot chiar și de la PSD-iști? Eu sper în votul rădăuțeanului. Nu vreau să fac un vot politic. Sunteți un om speculant care ar spune când doi se bat, al treilea câștigă? Eu vin cu un proiect. Un proiect pentru Rădăuț. Am spus și de la început, sunt născut în Rădăuț, am o experiență administrativă, am condus societatea forestind Rădăuț, fost UFET Rădăuț, pe care o cunosc cei din generațiile mai vechi, în decursul a 25 de ani.
Din 25 de ani de activitate, 23 de ani am avut numai funcție, am condus sute și mii de oameni, am demonstrat că sunt un bun administrator, am experiență politică, am experiență administrativă și consider că pot face față funcției de primar a anului 2008. Trebuie să ne gândim totuși la anul 2008. 2008 înseamnă altceva față de ce s-a discutat până acum. Ce credeți că va aduce anul 2008 nou pentru cetățeni din domeniul politic, în afara alegerilor? Întrucât am luat opțiunea de a nu mai fi în regimentat politic, nu vreau să dezvolt întrebarea dumneavoastră, îmi cer scuze. Atunci, promisiune. Toată lumea face o promisiune electorală. Spune, vin cu o platformă, vin cu, am să vă fac ceva, am să vă dau. Domnul Cornel, toată lumea promite. Noi trebuie să ne gândim la starea de fapt a Rădăuțului de astăzi. Asta este un lucru foarte important. Astăzi Rădăuțul este un oraș cu probleme, are nevoie de un management de criză, efectiv. Asistăm la o dezvoltare, aș putea spune chiar haotică a orașului. Nu există un proiect clar, general, de ceea ce vrem și ceea ce putem face în orașul nostru. Avem zone în oraș în care suntem la nivelul anilor 1950, fără apă, fără canal, cu drumuri împietruite. Să vorbim în 2008 de un program de împietruire a drumului, mi se pare dezastruos pentru noi. Sunt multe probleme de rezolvat. Avem un centru istoric al orașului care nu este pus în evidență. Avem zonele, cartierele muncitorești care sunt rămase la nivelul anilor în care au fost construite, neîngrijite, fără spații verzi. Vorbim de parcări pe spații verzi. Îmi pare anormal. Suntem în Rădăuțul în care familiile tinere nu au unde să ducă copiii la grădinițe. Avem nevoie de grădinițe cu program cu prelungit. Avem nevoie de cluburi ale pensionarilor. Avem nevoie de o viață sigură în Rădăuț, un oraș curat în care să ducem un trai decent. Rădăuțul anului 2008 este prea scump pentru majoritatea locuitorilor. E interesant ce spuneți dumneavoastră. Începe să sune o promisiune electorală. Nu am făcut o promisiune electorală. Am expus niște probleme care într-adevăr trebuie luate în atenție și trebuie într-adevăr rezolvate. Bun. Cei care candidează din partea unui partid își formează imediat după alegere o echipă, un staff din cadrul partidului, din oamenii care l-au susținut și cu care au lucrat. Dumneavoastră, în ideea că veți câștiga, cum veți putea forma un staff fără un partid? Din independenți? Eu cunosc foarte bine legea administrației publice locale, atât atribuțiile primarului cât și a Consiliului Local. Atâta vreme cât Consiliul Local are la bază principiul respectarea interesului cetățeanului, de respectarea regulamentului de funcționare a Consiliului Local și de respectarea legalității a legilor, toate lucrurile vor fi absolut în regulă. Nu aș avea motive să am vreo disfuncționalitate cu orice membru oricărui partid. Cum vedeți angajații din administrație? Pentru că în ideea că veți câștiga alegerile, va trebui să lucrați cu cei din administrație. Majoritatea angajaților din administrație sunt funcționari publici. Exact. Trebuie să respectăm legea, trebuie să punem în valoare competența profesională și atunci toate lucrurile sunt în regulă. Ce spune familia, pentru că sunteți și familist totodată. Da, am o familie destul de numeroasă în Rădăuț. Am fost cinci frați, familia Crăciun, de pe strada Eminescu. Am susținerea familiei și lucrul ăsta îmi dă curaj. Da, nu pot decât să vă spun că prezența dumneavoastră în studioul televiziunii Rădăuț va trebui de acum să fie cu o cadență mai mare, adică trebuie să veniți mai des pe aici, pentru că fără îndoială vor veni pentru dumneavoastră, ca și pentru ceilalți care se angrenează acum în cursa electorală, întrebări din partea populației la care va trebui să răspundeți. Oricând stau la dispoziție. Vă mulțumesc, deci, pentru prezența în studio. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Da, în primul rând aș vrea să vă spun bună seara dumneavoastră și rădăuțenilor. După cum bine am spus la o conferință de presă anterioară, noi vom ține la două săptămâni conferință de presă, dacă o să fie cazul chiar și săptămânal. Ne cerem scuze că nu poate participa la această conferință de presă purtătorul nostru de cuvânt, domnul profesor
inspector adjunct la inspectorat, domnul Daniel Hrenciuc, și l-am invitat în schimb pe domnul vicepreședinte Radu Cezar să-i țină loc într-un fel sau altul. Domnul profesor, domnul doctor, vă rog, dumneavoastră, dacă... În ceea ce privește... Să faceți o plecare, o pornire de purtător de cuvânt. O încercare. Da. În ceea ce privește dezvoltarea politică pe arealul județului Suceava și în special în zona noastră a Rădăuțiului, după cum bine știți, sâmbătă a avut loc la Suceava o ședință a Partidului Democrat Liberal, care a însumat pe undeva obiectivul principal, lansarea primarilor la candidatura de primari, mă rog, în localitățile și inclusiv județul Suceava, din județul Suceava, inclusiv municipiul Suceava și localitatea Rădăuț, municipiul Rădăuț, prin lansarea candidaturii locale aici la noi, pentru că aici ne interesează foarte mult această zonă, noi suntem rădăuțeni, lansarea către primărie a domnului Aurel Olărean ca și candidat din partea Partidului Democrat Liberal. În alte ordine de idei, în cadrul județului, noutatea de data aceasta este și candidatura domnului Flutur către președinția Consiliului Județean. Dar cel mai bine despre acest lucru ne vorbește domnul deputat Aurel Olărean, care este președintele Partidului Democrat Liberal Rădăuț, după cum bine știm, și candidatul la primăria Rădăuț din partea Partidului Democrat Liberal. Domnule, da, domnule viitor primar, vă rog să ne ascultați. Să aveți gura aurită, domnule vicepreședinte. Da. După cum știți, din presa locală au fost lansați la candidatura pentru funcția de primar din 92 de localități, printre care a fost lansat și Rădăuțul. După cum vă spuneam la anterioara conferință de presă, că cel mai probabil voi fi eu acea persoană, ne bucurăm faptul că și domnul Flutur Gheorghe s-a pronunțat și a acceptat să candideze la președinția Sucevei, la funcția de președinte al Consiliului Județean. Cam asta în mare, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută pe plan politic la nivelul județului Suceava. Dacă ar fi pe plan tot politic, dar luat din teritoriu sau activitatea mea ca și parlamentar, aș putea să spun că au fost foarte multe întrebări în ultimul timp de anumite persoane despre activitatea chiar la o emisiune avută la MBIT, la postul de televiziune MBIT, moderator domnul Cornel Cârdei. Am fost întrebat cu ce am contribuit pentru municipiul Rădăuț. Printre altele, vreau să aduc în atenția rădăuțenilor aspectul că eu anul trecut am atras anumite fonduri pentru bisericile din Rădăuț, ceea ce s-a întâmplat și în acest an. De aceea am invitat pe protopopul din Rădăuț, părintele Vârtea Nicolae, să participe la această conferință de presă, dacă este posibil, și el ne poate spune mai exact ceea ce au primit bisericile din Rădăuț referitor la ce discutasem anterior. Sau o întrebare sub formă de mesaj, că de ce au primit bisericile bani și trebuia să primească, sau mai bine zis eu în persoană, deputatul Olărean, trebuia să fac niște blocuri în Rădăuț. Eu vreau să spun rădăuțenilor cu această ocazie că eu nu sunt în măsură sau n-am nu sunt abilitat pentru a face blocuri, că nu aparțin în administrația, nu fac parte din administrația locală. Am făcut demersurile la primărie, dar o parte din persoane au refuzat. Toate la timpul lor le vom spune și referitor. De asta vreau să revin și le spun la rădăuțeni că
nu sunt în măsură să construiesc aceste blocuri, că nu îmi intră în atribuțiile mele. Într-adevăr, acești bani, în număr destul de mare, primiți de la Ministerul Culturii și Cultelor anul trecut, au fost de un real folos pentru bisericile noastre. Se știe prea bine că unele biserici au nevoie de o susținere financiară deosebită, cum ar fi, spre exemplu, Catedrala orașului Rădăuți, care, ca edificiu ecleziastic de excepție a acestui oraș, are nevoie de o susținere financiară atât din partea guvernanților, cât și din partea municipalității. Este o construcție monumentală și cheltuielile pentru întreținerea ei sunt destul de mari, dar rămite pentru investițiile care trebuie neapărat făcute. Urgența numărul 1 la Catedrala orașului o constituie acoperișul. Acoperișul pe care l-am reparat acum 3 ani este unul destul de șubred, care în câțiva ani va ceda. De aceea, noi preoții Catedralei, având și susținerea credincioșilor, am făcut toate demersurile pentru a obține o subvenționare considerabilă, așa încât să putem cumpăra o tablă de cupru, care este cea mai rezistentă tablă, în acoperirea bisericilor. Și, sigur, am reușit să cumpărăm această tablă cu ajutorul banilor primiți de la guvern, cu sprijinul domnului deputat, dar și cu sprijinul unor bani primiți de la aceleași sume, de fapt, primiți de la Consiliul Local, de la bugetul local. Așa încât un miliard de la guvern și un miliard de la Consiliul Local, totalizând 2 miliarde, am reușit să cumpărăm tabla de cupru în proporție, să spunem, de 90%. Urmează ca anul acesta să ne străduim să montăm această tablă pe acoperișul Catedralei. Foarte bine ar fi ca anul acesta, odată cu montarea tablei de cupru pe acoperișul Catedralei, să putem repara și fațadele, care sunt în evidentă degradare. Chiar dacă acum câțiva ani au fost vopsite în vară lavabil, ar fi ocazie binevenită, pentru că schelă se face și într-un caz și în altul. Și ar fi păcat să facem schelă de 2 ori. Schela este foarte scumpă. Dacă am reușit și lucrul acesta, ar fi extraordinar de bine. Sigur, și celelalte biserici din orașul nostru au avut nevoie de acest sprijin financiar. Fiecare parohie are anumite priorități anual. La fiecare parohie a fost nevoie de sprijin material, de sprijin financiar. Unele parohii nu aveau case de prăznuire, altele nu aveau definitivate lucrările de construcții, altele nu aveau clopotniță și, sigur, acești bani au fost bineveniți, reușindu-se într-un timp scurt să se finalizeze anumite lucrări care ar fi necesitat destul de mulți bani, bani pe care buzunarul gol al credinciosului de rând nu ar fi putut suporta. Deci nu ar fi putut suporta buzunarele goale ale credincioșului de rând asemenea cheltuieli. De aceea, sigur, noi preoții orașului suntem bucuroși că am reușit să împlinim anumite obiective pe care, eu știu, am fi sperat că într-un timp foarte îndelungat ne-am fi împlinit dacă nu ar fi sosit acești bani. Și sigur că am scutit în felul acesta buzunarele paupere ale credincioșilor de rând. Sigur că în Biserica noastră creștină ortodoxă se pune problema jertfei. Credinciosul jertfește din puținul lui, aduce la Sfânta Biserică. Și noi învățăm din experiență lucrul acesta, că cu acel puțin al văduvei și al omului de rând se face mult. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri destul de aspre pentru unii credincioși și, sigur, că noi preoții de multe ori ne sfiim să mai apelăm la acest buzunar gol.
al credinciosului. Ne jenăm. Și atunci căutăm, sigur, și alte surse, apelând la oamenii care au în mână alte posibilități, alte pârghii și, sigur, în felul acesta să reușim să ducem la bun sfârșit. Aș vrea să nu se interpreteze greșit că vrem să transmitem un mesaj rădăuțenilor prin Părintele Protopop, nicicum, Doamne ferește, ce Părintele Protopop este măsură, fiind protopopul orașului, municipiului Rădăuț, este măsură să transmită exact ceea ce se întâmplă și cu celelalte biserici, adică prin intermediu și să fim mai concreți, fiecare biserică de Rădăuț a beneficiat de o sumă de câte un miliard. Este de apreciat că preoții au și rezolvat anumite probleme, începând cu Sfântul Dumitru, casă mortuară și alte probleme pe care a punctat foarte bine Părintele Protopop că n-a vrut să apeleze partea cealaltă la anumite persoane care știm foarte bine că sunt peste tot probleme. Încă o dată vreau să mulțumesc Părintele Protopop și cu această ocazie... Deci vreau să spun cel puțin, noi, Catedrala, suntem foarte mulțumiți și ar trebui să fim mulțumiți toți rădăuțenii. Am reușit să cumpărăm tablă de cupru de cea mai bună calitate, proveniență Germania. O tablă groasă de 0,5. Adică a fost foarte frumos. Da, bine fabricată și de durată. Și dacă reușim să o montăm, treaba aceasta este pentru sute de ani de acum încolo. Asta e important. Dacă pot să intervin și eu, de data aceasta de pe poziția nu de vicepreședinte a Partidului Democrat Liberal, ci de pe poziția cetățeanului rădăuțean. Nu pot să trec cu vederea și să nu remarc și să nu scot în evidență faptul că prin eforturile deputatului Aurel Olărean, bisericile din Rădăuț, și mă refer aici atât ortodoxe, catolice și celelalte culte religioase, au primit sume importante de bani în ceea ce privește reabilitarea acestor lăcașuri de cult și nu puțin bani. Nu vreau să scot în evidență acum ce sume au primit fiecare biserică în parte, dar pot să spun și nu fac altceva decât să scot în evidență acest lucru, că județul Suceava a obținut cei mai mulți bani din restul țării și nu județul Suceava, ci zona Rădăuț. Mai mult, prin eforturile domnului deputat, acest lucru s-a răspândit și asupra altor biserici din localitățile din jurul Rădăuțului. Lucru care s-a înmânat acele cereri pentru reabilitarea bisericilor, care domnii părinți, mă rog, de la bisericile respective le vor aduce pentru Ministerul Cultelor. Este un lucru lăudabil, este un lucru care, într-adevăr, se vede activitatea unui om perseverent și, efectiv, cel care realizează aceste lucruri. Eu mulțumesc, domnul doctor. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cred că s-a discutat prea mult pe această temă și... Știm că dumneavoastră a fost desemnat candidat pentru primăria municipiului Rădăuț ca rezultat al unui sondaj de opinie. Dacă ne puteți da detalii privind rezultatele acelui sondaj. Afla și noi alte cifre, suntem curioși. Au fost mai multe sondaje care s-au efectuat în ultima perioadă în Rădăuț. Mai multe partide. Noi, din partea Partidului Democrat Liberal, am efectuat un sondaj. Acel sondaj este la domnul ministru Flutur. El a... E uz intern al partidului și se află la el. Nici... Eu nu știu că exactitate rezultatul acelui sondaj, doar mi-a spus că s-a păstrat diferența de la alegerile din 2004, între mine și domnul Carcaletel, dacă vă referați, vrea să știți. Cam aici s-a dus. Domnul Flutur, după cum știți, v-am și spus la anterioara conferinței de presă, s-a hotărât la nivel național să efectueze sondaje și atunci s-a sondat peste tot. Nu știm rezultatul. Dacă îl vom obține, cu prima ocazie o să vă informăm și în regulă. Dacă... Electoratul rădăuțean, la ora actuală, cred că s-a maturizat mult mai mult decât acum 4 ani. Să fim realiști, acum 4 ani, domnul Aurel Olărean a pierdut
candidatura primăriei cu 186 de voturi. 186 de voturi, am spus, o spun și o voi repeta de câte ori am ocazia, este un număr care este neglijabil într-o candidatură. 186 de voturi le pot aduna într-o jumătate de oră. Da, vedeți că nu putem, zic eu, să comparăm ce a fost atunci, ce a fost altfel. Acum, între timp, sunt foarte multe persoane care au dreptul, au depășit vârsta de, adică au ajuns la maturitate, la 18 ani și au dreptul să voteze la tineri. Și se schimbă puțin situația în 2008 față de două. Niciun an nu se aseamănă, dar minte 2004 cu 2008. E clar că noi suntem, Partidul Democrat Liberal, suntem pe un trend crescător. Se vede foarte bine ceea ce întreprinde Partidul Democrat Liberal la nivel național, pe când și sper să ne păstrăm până la alegeri, să avem aceste rezultate bune în sondaje. Eu în 2004, diferit față de acest sondaj care s-a făcut în ultimul timp, am înțeles că partidul este puțin în față de mine, pe când în 2004 eu am avut în jur de 40%, iar Partidul Democrat, cum era atunci, avea 25%, adică am avut 15% peste Partidul Democrat. Sper ca în acest an să ajungem, adică la alegeri, să avem un procent egal sau apropiat. Am considerat că este necesar să informăm populația municipiului Rădăuți cu câteva probleme de interes comunitar, pentru că în ziua de 6 februarie sau 7, n-are importanță, a fost aprobat în ședința Consiliului Local bugetul pentru anul 2008, buget care, spre deosebire de anii trecuți, a fost dezbătut cu cetățenii într-o are mult mai largă decât până acum. Apoi a fost dezbătut și în Consiliul Local, pe comisii. Am primit foarte multe propuneri, foarte multe amendamente la bugetul inițial, la proiectul de buget inițial, fapt care a făcut să îl aprobăm în acea dată. Și vreau să informez locuitorii municipiului Rădăuți, pentru că este important ce se întâmplă cu banul public, cam cum ne-am gândit noi să ce acțiuni și ce lucrări să facem în acest an în municipiul nostru pentru comunitatea noastră, pentru cetățeni. Eu am să vă spun câteva vești bune de data aceasta. Vești bune în sensul că ele sunt aproape călduțe. Prima veste bună este că am primit deja contractul de la Agenția Națională a Locuinței semnat și parafat. Asta înseamnă că anul acesta încep cele 80 de apartamente despre care eu am mai făcut referire cu alte ocazii. Aceste apartamente, acest bloc de locuințe, va fi amplasat pe strada Calea Bucovine, în capătul străzii Hipodrom. Asta ar fi o veste bună. A doua veste bună care vreau să anunț locuitorii municipiului nostru, iată că avem așa ca o binecuvântare să vin la Rădăuți Universitatea Biotera din București cu propunerea să acceptăm și vom discuta în Consiliul Local luna aceasta un spațiu pentru să formeze 4 facultăți. Aceste facultăți sunt inginerie și management în agricultură și agroturism, a doua facultate, ingineria produselor alimentare, a treia facultate, control și expertiză a produselor alimentare și a patra facultate de drept. Bineînțeles, cu master și cu tot ce înseamnă
după aceste facultăți. Pentru noi este o bucurie, pentru că avem în municipiul nostru un grup școlar agricol care pică foarte bine pe asemenea discipline de facultate. Facultatea este privată și se va trata, bineînțeles, cu fiecare student în parte modul de plată. Dar pe noi ne bucură pentru că în loc să meargă omul Galați, București, Buzău sau chiar și Suceava, iată că avem în zona noastră o asemenea universitate. Deja noi o să discutăm în Consiliul Local alocarea unor spații. Aceste spații nu trebuie construite, ele trebuie refolosite după amiaza în clasele care nu au elevi după amiaza la școală, mai ales că acest învățământ va fi învățământ comprimat, sau nu știu cum se cheamă acum, de scurtă durată. 3 săptămâni va fi în luna octombrie și 3 săptămâni în luna mai, al doilea an. Deci asta iar o veste bună. Și a treia veste bună, anul acesta am demarat un pic mai repede procedurile de achiziție pentru toate lucrările care se vor executa în municipiul Rădăuț. Lucrări de balastare, de pavare, de asfaltare, lucrări de așterne de covor asfaltic, reactualizarea pugului și elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului, cât și rețele de apă și canal. Aceste proceduri durează în timp și dacă le-am luat mai degrabă după ce am aprobat bugetul nostru local, ele pot să comprime și într-o lună, o lună jumătate se poate să treacă la cei care câștigă aceste licitații, la lucrările efective. Am ținut să fie lângă mine astăzi și o parte din directori care au contingență directă cu bugetul local, cu ceea ce înseamnă urbanism și amenajarea teritoriului, cât și domnul director Tătaru la servicii comunale, care de asemenea are probleme și contingență directă cu cheltuirea banului public. O să, nu știu în care ordine să o luăm, să rog și pe domnii directori să prezinte cum stau lucrurile în ceea ce privește repartizarea bugetului. Bine, noi intrăm în probleme strict tehnice, dar trebuie să vorbim în așa fel încât cetățeanul de municipiul nostru să înțeleagă cum este dirijat banul public. Scurt, aș începe cu proiectele prioritare. Proiecte care vizează, în primul rând, reabilitarea situlului istoric vechi de zona centrală a municipiului și pentru care acest an se va face studiul de fezabilitate și se va depune la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, la Piatra Neamț, pentru a fi accesat un fond european. Rămâne de actualitate și important pentru noi realizarea SF-ului pentru șoseaua Inel de Centură. Îmi dorim noi să vedem dacă Consiliul Județean, la care am cerut să declare prin hotărâri de Consiliul Județean, conform legislație în vigoare, utilitatea și interesul acestui drum de centură. Și am dorit să facem în acest an și documentația în vederea expropierilor, pentru ca în momentul în care vom accesa un fond, fie intern, fie extern, tot european, să avem pregătită infrastructura, deci baza la care să se poată face proiectul tehnic și să înceapă lucrările de investiții. În derulare avem proiect cu finanțare europeană, reabilitarea sistemului de colectare și transport și construcția unei stații de tratare mecanică a deșeurilor în municipiul Rădăuți. S-a încheiat procedura de achiziționare autocompactare. Se vor dota containerele care sunt deja aduse și începem, cred că, de săptămâna viitoare să le amplasăm în cartiere. În continuare, reabilitarea și modernizarea parcului zoologic este un proiect, un SF depus la minister și vom începe cât de curând proiectul tehnic și lucrările de reabilitare. S-a mai depus și avem toate șansele să obținem un fond european pentru reabilitarea parcului central.
și dotarea cu niște echipamente și obiecte de joacă pentru copii, dar care va fi susținut din bugetul local, și reabilitarea rețelelor de străzi urbane, proiect depus deja la ADR și care are o valoare de aproape 25 de milioane euro. E vorba de reabilitarea drumurilor urbane și cu toate utilitățile din ampriza drumului, adică acele utilități, apă, canal, termicul este reabilitat, dar important e canalizarea și apa. Pentru municipiul Rădăuți ca domeniu public, în acest an vom ne axăm pe lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Importante pentru zona de nord, unde pânza de apă freatică fiind la suprafață sau aproape de suprafață, fântânele oamenilor se tulbură la precipitații abundente și atunci este importantă extinderea a rețelelor de apă și, bineînțeles, a rețelelor de canalizare, pentru că zona de nord, atât Andronic Motrescu, cât și zona Tolocii, a început să desfășoare lucrări pentru construcția de locuințe pentru tineri. Și atunci aș nominaliza străzile pe care extindem rețelele: 8 Martie, Școlii Noi, Cărămidării, Berestii, Gheorghe Doja, Pietralilor, Strada Șerpuită, Constantin Brăcoveanu, Coșarilor, Mihai Pitei, Nicolae Bălcescu, Ana Ipătescu, Vasile Conta, Strada Laterală, Ion Porumbescu, Sitarilor, 28 noiembrie, Tudor Vladimirescu, Griviței și tronsonul din Mihai Viteazu, care nu are în prezent rețea de canalizare. E vorba de tronsonul cuprins între Grânilor și Strada Bolugoțului. De asemenea, lucrări de extindere de apă potabilă pe calea Bucovinei și străzile riverane. Nu o să mai citesc sumele, domnul primar, că ele sunt sume fabuloase și care au acoperire în bugetul local. Din această cauză, în acest an, se vor și executa. Lucrări de extindere de rețea apă canal în strada Tolocii și zona Tolocii, că acolo se dezvoltă un cartier important de locuințe pentru tineri, în regim privat, bineînțeles. O altă categorie importantă sunt lucrările de întreținere și reparații la străzi. Cu covări asfaltice, o serie de străzi noi vor fi asfaltate și lucrări de întreținere prin plombări, cum se desfășoară în fiecare an. Străzile pe care în acest an dorim să le asfaltăm și care să treacă în alt regim sunt da, n-am listat aici, nu știu dacă am plăcit-o. E vorba de zona Libertății și cu străzile riverane, Iulie Caragiale, 13 septembrie, Coșarilor, strada Vasile Bumba cu Ana cu Porumbescu, pe strada Grădinilor, Izvoarelor, deci o serie de străzi care sunt în zona 0 sau în zona 1 a municipiului și care deocamdată sunt, da, și grădinilor în aceeași zonă, care nu sunt modernizate. De asemenea, acest an vom trata prioritar și cu atenție deosebită lucrări de modernizare și extindere a iluminatului public. E vorba de rețele noi pe strada Calea Bucovinei și străzile riverane de acolo, în zona Tolocii și Ștefan cel Mare la capăt, și prin societatea care are concesionat iluminatul public, respectiv societatea Servicii Comunale, se vor moderniza prin înlocuire și completare corpuri noi, corpurile vechi și iluminatul public stradal. În acest an, important pentru municipiul Rădăuți, se desfășoară și lucrări de construcția unor sedii noi din învățământ. Și anume, în cartierul Obor, este în derulare lucrările de construire a școlii generale și cu o grădiniță. O nouă grădiniță în strada Dimitriu Onciu, cu 4 grupe de program prelungit. Și am dorit să realizăm o nouă grădiniță în cartierul Habitat, pentru care noi vom asigura atât utilitățile, cât și terenul. Și, nu în ultimă instanță, ce spunea și domnul primar, va începe construcția blocurilor de regim de închiriere pentru tineri până la 35 de ani,
prin Agenția Națională de Locuințe un număr de 80 de unități locative, pe care sperăm că măcar un tronson de 20 anul acesta să-l finalizăm și să-l recepționăm la sfârșitul anului. Astea sunt în mare. Intervenții importante am făcut și anul trecut, respectiv domnul primar la guvern a avut intervenții deosebite pentru a obține fonduri de extindere a rețelelor și s-au obținut 10 miliarde pe care în derulare avem extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare pe Andronei Motrescu, Jalcău și strada 1 Mai, cu o redimensionare și o mărire a diametrului pentru a putea capta și viitorii beneficiari acestui serviciu de apă canal. Și anul acesta sperăm, din nou, guvernul va fi sensibil la doleanțele noastre, atât la șoseaua de centură, cât și la extinderea acestor rețele, care sunt importante pentru locuitorii municipiului. Da, am ținut să iau minute după domnul director, pentru ca să putem informa corect cetățenii de unde provin sursele pentru finanțarea acestor investiții, dar și pentru lucrările de reparații, cheltuieli materiale și cheltuieli de întreținere pentru administrația rădăuțeană, pentru că bugetul pe 2008 are o componență foarte clară. El este format din venituri din impozite și taxe colectate de la populație, 14 milioane, respectiv 140 de miliarde, sume defalcate din TVA, deci sume care vin cu destinație specială pentru salarii pentru profesori, deci pentru învățământ, 170 de miliarde, vorbesc în lei vechi, și sume care am primit pentru echilibrare de la Consiliul Județean, în jur de 30 de miliarde. Vreau să menționez că de la aprobarea bugetului și până acum au mai venit aproximativ 8 miliarde de lei pentru retehnologizarea centralei de cogenerare, sumă pe care am virat-o astăzi la servicii comunale, urmând ca din această sumă să se efectueze plățile pentru demararea proiectului Utilități și Mediu. Ar vrea să menționez că din bugetul pentru 2008 se vor finanța lucrările noi, dar și lucrările care au fost demarate în anul 2007, respectiv. Am făcut reabilitarea Casei de Cultură, unde am cheltuit cam aproximativ 2 miliarde din bugetul local, 2 miliarde care se concretizează în înlocuirea cortinei, montare parchet, înlocuirea scaunelor, văruieri, reparații candelabre, urmând ca în anul 2008 să facem fațada și tâmplăria, respectiv acoperișul Casei de Cultură. Vreau să menționez că aceste surse sunt din bugetul local și provin din impozitele și taxele de la populația rădăuțeană, deci nu din alte surse, cum am auzit că se vehiculează. De asemenea, în anul 2007 au fost făcute reabilitări ale sediului Galeria de Artă și bibliotecă. Respectiv s-a introdus încălzirea, s-a văruit și s-au mai făcut lucrări de reparații. Aceste lucrări au fost plătite parțial în anul 2007 din bugetul local, iar în ianuarie 2008 s-au achitat celelalte diferențe rămase neachitate din anul 2007, respectiv la finalizarea lucrărilor, pentru că contractul a fost și în 2008. Urmează ca în anul 2008 să reabilităm muzeul, deci să reparăm acoperișul, să introducem încălzire și probabil văruieri și ce va mai trebui la muzeu, tot pe banii bugetului local. Aș vrea să menționez că o serie de investiții la învățământ au fost prevăzute din resursele bugetului local, acolo unde inspectoratul nu poate să investească, respectiv împrejmuiri de garduri, sisteme de supraveghere în școli, paratrăsnice și alte cheltuieli care prevesc. Clădirile sistemului de învățământ. Tot din bugetul local, în anul 2008,
Au fost cuprinse în acesta sume pentru o serie de programe, pentru spital 40.000 de lei, pentru, așa cum spunea domnul director, pentru deșeuri 652.000 de lei și de asemenea pentru alte programe, programe care se vor derula în anul 2008 și vor fi finanțate dintr-un credit. Respectiv, noi lucrăm acum la o documentație pentru contractarea unui împrumut în valoare de, să zicem, 30 de miliarde vechi sau poate chiar mai mult, să vedem cât va fi posibil în funcție de gradul de îndatorare al administrației rădăuțene. Aș vrea să fac specificarea că investițiile care domnul director le-a expus sunt o parte finanțate din, chiar din veniturile bugetului local, respectiv din impozite și taxe, și o parte din acest credit. Deci nu toate vor fi finanțate în exclusivitate din bugetul local. Aș mai vorbi despre investiții și despre proiecte, deci respectiv despre proiectul de la Parcul Zoologic pentru reabilitarea acestuia, care sume care s-au, sunt prinse într-o hotărâre de guvern în urma documentației care a fost făcută de către primărie și transmisă la București, iar noi vom asigura doar cota parte din finanțare care ne revine din creditul acesta pe care îl vom contracta. Poate că ar fi bine să precizăm că anul acesta am prins mai mulți bani pentru proiecte și programe, pentru că noi venim în parteneriat cu asemenea proiecte și cu atâta parte care aveți o sumă, parcă câți bani am primit anul ăsta? 8 miliarde. 8 miliarde și ceva pentru proiecte și programe, ca să le putem susține atunci când noi trebuie să intrăm în parteneriat cu proiectele ce vor fi aprobate de regiunea Nord-Est, cât și de Ministerul Mediului, Ministerul Integrării Europene și alte, să zic, ministere care sperăm și credem că vor putea și se va putea accesa de acum în 2008, până acum nu s-a accesat nimic din fondurile structurale. Suma totală pentru proiecte, ar vrea să-l completez pe domnul primar, este de 15 miliarde. 8 miliarde este pe partea de creditare și 7 miliarde pe partea de buget. Acum aș vrea să permiteți să-l rog și pe domnul Tătaru să spună câteva lucruri în care angajează într-un fel sau altul bugetul local. Mulțumesc. Vreau să vin cu câteva precizări. În primul rând, după cum am mai afirmat, mai afirm încă o dată că la sfârșitul lunii aprilie probabil că vom termina investiția cu iluminatul public. Deci la ora actuală, de la Pictor Grigorescu, partea 1 mai Pictor Grigorescu până în Putni și strada Jacolului George Enescu, iluminatul este modernizat. Acum, săptămâna asta, probabil că ne vom muta pe zona Torocii, Mihai Botnar și vom veni până în strada Ioanistor și după ce terminăm străzile astea, înaintăm spre centru. Deci eu zic că la sfârșitul lunii aprilie vom termina cu iluminatul public, avem toate condițiile ca să derulăm investiția la ora actuală. Referitor la, să o etapizat, pe sistemul de termoficare, vreau să știți că anul trecut toate investițiile care s-au făcut pe termoficare au fost plătite din fonduri nerambursabile, deci nu a fost plătit anul trecut niciun leu din bani din credit. Ca să fie foarte clar, noi am primit anul trecut 40 de miliarde prin hotărâri de guvern, la ordonanța 48 și am mai primit 32 de miliarde la sfârșitul anului 2006, care am utilizat în 2007. Avem încă la ora actuală disponibil 1 milion de euro pentru investiții, terminarea investițiilor la rețele și
centrala de cogenerare. Chiar astăzi, acum am venit, au fost toți specialiștii, consultantul, proiectantul și executantul centralei de cogenerare. Acum, la ora actuală, sunt la trasarea centralei de cogenerare și încep lucrările cu termen de terminare. Zic eu că în jur de luna noiembrie se va termina centrala. Și chiar discutam cu consultantul, probabil că la Rădăuți va fi prima centrală în sistem de cogenerare din județ, chiar dacă facem ultima investiție, care va funcționa, pentru că, după cum știți, la Gura Hmurlu și la Câmpul Lungă că nu funcționează. Și va funcționa la parametrii proiectanți. În privința extinderii de rețele și apă și canal, noi, primăria are un proiect de hotărâri de guvern de 32 de miliarde pentru extinderii de rețele și apă și canalizare. Noi avem 10 servicii comunale, avem un proiect, un studiu de fezabilitate de 8 milioane de euro, tot pentru extinderea rețelei apă și canal. Nu mai mă repet că sunt o parte din străzi sunt care le-a numerat domnul director Boțic. Avem două variante de finanțare. Unu, program FARE 2006, doi, fondul de mediu. La fondul de mediu, dacă mergem pe fondul de mediu și trebuie să urgentăm reabilitarea sistemului, dacă mergem și va fi finanțat pe fondul de mediu, deci 10 servicii comunale va intra în cofinanțare cu 40% pentru realizarea investițiilor. Deci din 8 milioane de euro, 60 vin din fondul de mediu, 40% va fi suportat pe credit pe termen lung din 10 servicii comunale. Dacă vom merge pe program FARE, 10% va fi suportat de bugetul local și 90%. Deci eu mâine voi fi la Ministerul Mediului și vom stabili exact varianta săptămâna viitoare, vom ști exact și probabil că vom obține o hotărâre din Consiliul Local pe ce sursă de finanțare vom merge ca să realizăm investițiile, că sunt urgente pentru municipiul Rădăuți, pentru alimentări și extinderi de apă și canalizare. Deci anul acesta, v-am spus, se derulează, tot vom mai primi la banii nerambursabili pentru centrala de cogenerare, nu știu suma să vă spun cât va fi. Noi la ora actuală derulăm niște activități privind întocmirea niște documente necesare de obținere de bani la nerambursabil la Ministerul Administrației și Internelor și probabil că în vreo 2-3 săptămâni vom ști cu aproximații cât bani vom mai primi pentru, dar eu zic că din 7 milioane și 400 de euro cât costă centrala de cogenerare, eu zic că în proporție de 40% vom suporta din fondurile proprii, deci cu, vom diminua creditul cu această ocazie. Acum, dacă tot sunt, am fost invitat la conferința asta de presă, am și o problemă, ca să nu auziți de la alte posturi de radio, vă spun eu direct acum. Aseară, un domn parlamentar a avut o intervenție, eu zic că foarte periculoasă, la adresa lui 10 servicii comunale pe Bucovina de Veră, Suceava, în care eu instigat un lider sindical la Termica să vină la Rădăuți, că eu am 3 sindicate din care unul lider l-am dat afară și să vină să fac ordine. Nu știu dacă intră din competența sindicatului la Termica Suceava să fac ordine de la servicii comunale, dar vreau să precez următoarele lucruri. Deci la 10 servicii comunale există un singur sindicat, nu sunt 3, unul singur. Legal, cu hotărâri judecătorească, cu hotărâri de reprezentativitate, tot absolut. Și probabil că unei persoane ce nu știu, vreau să vă informez că 10 servicii comunale pe anul acesta au negociat contractul colectiv de muncă și l-a însemnat. Deci nu sunt probleme cum sunt la Termica. Și vreau să fac apel ca să dea pe post treaba asta, că sunt unii care nu pot dormi noaptea din cauza asta și zic să stai liniștiți. Bineînțeles, la negocieri individuale cu fiecare salariat în parte, unul este mulțumit, unul nu este mulțumit, astea sunt alte probleme. Dar cu contractul colectiv de muncă suntem la zi. Deci avem semnat contractul, suntem cu acte în regulă. Da. Cam asta, dacă mai sunt ceva întrebări. Mulțumesc, domnule director. Și tot așa se vehiculează prin oraș, prin diferite surse media, că foarte mulți bani am primit noi de la guvern prin intervenții
Și o rog pe doamna directoare să spună care sunt sumele în 2006 sau 2007, că așa, și până acum care au venit din alte surse decât cele din venituri proprii. Deci, că se dă impresia că sunt foarte mulți bani și noi nu știm să implementăm în lucrările municipiului nostru. Eu nu am ascultat direct, dar am auzit prin alte surse că s-ar fi primit foarte mulți bani la intervenția anumitor persoane, ceea ce este o minciună dacă aș face politică, aș spune că e o gogoașă electorală, dar pentru că nu fac politică, trebuie să spun că este o informație eronată sau trucată. Atât în anii trecuți cât și în prezent, bugetul local 90% s-a bazat pe surse proprii, pe veniturile cetățeanului. Deci cetățeanul trebuie să știe că ce s-a făcut în oraș s-a făcut cu banul pe care el l-a plătit la servicii de impozite și taxe. Deci nu s-au primit sume decât cele care au fost aduse la intervenția domnului primar și a domnului tătar, respectiv pe baza unor documentații, cele pentru retehnologizare și cei 10 miliarde de lei care au venit pentru apă și canal în anul 2006 și care au fost consumate în 2007 și au fost consumate parțial, urmând a se finaliza lucrările în 2008. Deci nu s-a primit nicio sumă la intervenția nimănui, să nu se mai vehiculeze. Noi ne-am bucurat dacă ar fi venit ceva bani în bugetul local, pentru că nu vin cu destinația pentru funcționari, vin pentru cetățenii municipiului Rădăuț și am fi informat cetățeanul că s-au primit bani pentru anumite categorii de lucrări, dar nu este această informație reală, nu este adevărată. Nu s-au primit banii decât ceea ce v-am prezentat eu în expunerea bugetului. În rest, nu știu să fi primit o sumă, pentru că pentru sumele pe care noi le primim, aceste sume trec prin Direcția Generală a Finanțelor Publice și am adresa care a fost transmisă pentru învățământ, pentru salarii și de la Consiliul Județean, care a trimis pentru acea dobândă care trebuie să o plătim noi. În rest, n-am primit niciun leu. Da, mulțumesc. Deci, doamna directoare, haideți să facem o precizare, că s-au primit totuși la unele intervenții, când a primit și subvenții, când la ea 45%. Bun, deci vorbim de resursele de finanțare, da, ale lucrărilor de care beneficiază cetățenii. Deci 45% care sunt pentru subvenție se încadrează într-o prevedere legală unde guvernul a avut obligativitatea ca să o trimită. Da, dar am avut un proiect de hotărâre care pleca cu șansă zero, o stat la un parlamentar vreo 4 luni, după aia l-am luat noi și totuși până în august sau în iulie s-au rezolvat și totuși au venit niște bani. Da, cunosc această situație, într-adevăr au venit niște bani pe... Într-adevăr, până la urmă, chiar dumneavoastră personal ați fost la București și am putut să virăm acea sumă în contul a 45% din subvenția pe care o suportă guvernul, pe care foarte greu dat-o anul trecut, era anul ăsta încă n-a venit nicio sumă. Spuneați că s-a încheiat studiul privitor la reabilitarea traficului în municipiul Rădăuț. Cum s-au demarat lucrările pentru construirea sensurilor giratorii, dacă puteți să precizați când vor începe aceste lucrări și când o să înceapă să se monteze semnele și oglinzile rutiere care se află în depozit la servicii comunale. Studiul de circulație venea să ofere doar niște soluții. Surprindea valorile traficului, deficiențele pe care le avem în anumite intersecții, ca să le spun așa, deci disfuncțiile, și oferea soluții. Acum ne găsim în faza de achiziții de servicii de proiectare pentru realizarea a 2 sensuri unice pe care le considerăm prioritare și pentru care avem sursa de finanțare. Sigur, ele ar fi importante toate, dar măcar o primă etapă. E vorba de intersecția 1 mai strada Putnei cu Piața Unirii și intersecția Calea Bucovinei cu 22 decembrie și Iacob Zadic. Acele două intersecții care se află și traficul greu pe acolo vor fi realizate, deci probabil într-o lună vom avea și proiectul tehnic, o lună jumătate de acum, și exact când ne va permite timpul vom avea și licitația pentru constructor ca să le putem face cât mai repede. Oricum ele până în trimestrul 3 vor fi finalizate. Așa anticipăm.
Iar la capitolul semne circulație, noi am avut și ieri o întâlnire cu poliția rutieră. Am stabilit o serie de priorități ale măsurilor care decurg din studiul de circulație și începem cu dotarea și reconfigurarea, să spun, sub aspectul semnului de circulație a traficului, încercând chiar să creăm artere de circulație pietonale numai, sau măcar pe o perioadă de 2 zile pe săptămână destinate pietonilor, deci numai cu trafic pietonal. Iar celelalte țin de reguli de aprovizionare, de parcările interzise care... Am uitat să menționez un aspect la lucrările pe care le vom face anul acesta. În cartiere vom amenaja și parcări publice pentru deținători de autoturisme și care vor, jumate vor fi amenajate chiar în cadrul spațiului verde, adică cu niște dale traforate care să permită atât parcarea cât și beneficierea, să zicem, un gazon sau un spațiu verde.